În această dimineață, traficul a fost blocat în zona centrală a Timișoarei pentru a face loc repetiției paradei militare pentru 1 decembrie. De ziua națională a României, începând cu ora 10, se va da startul programului de defilare al militarilor de la Prefectura Timiș pe Bulevardul Revoluției și până la Banca Națională. Sărbătorirea zilei de 1 decembrie presupune, din punctul nostru de vedere, realizarea unor acțiuni care, într-adevăr, să conducă la faptul că e o sărbătoare și trebuie să ne bucurăm de ea. De aceea, începând de ieri, au început o serie de activități în acest sens. Ieri am inaugurat o expoziție de documente din acea perioadă. Există o serie de concursuri care se realizează pentru elevi legate de importanța momentului de la 1 decembrie. Există de asemenea comunicări științifice și expoziții pe această temă. Momentul principal va fi, bineînțeles, pe 1 decembrie, parada militară pe care o pregătim în acest moment și care se va desfășura de 1 decembrie între orele 10 și 11 în fața Palatului Administrativ din Timișoara. La parada militară de ziua națională sunt implicați în total 557 de oameni și 87 de mijloace auto. În plus, 3 elicoptere de la baza aeriană Gearmata vor survola Timișoara în 1 decembrie. Participă elementele Sistemului Național de Apărare, Armata, Jandarmeria, Poliția, Poliția Locală, ISU și SRI. Prefectul de Timiș a mai specificat că Timișoara va avea cea mai mare paradă din țară după București, în ceea ce privește numărul participanților.